La ora fără 15:08 ne-a sunat ficiorul de pe cartelă, cartucică. Și numărul știu 02250-2307. Ne-a sunat și ne-a spus că a început să-l... Nu cum să zic, în Dănești? Da, să-l preseze. De acolo, de la penitenciar? De la penitenciar, din cauza la... Procesul ăsta. La proces. Nu-i dau drumul la... pe un ceas de vreme la plimbare, nu-i dă în cameră pe nimic cu dânsul, cot eu abicit ca să-i dăi, n-au drept să-l ții singur el în cameră. Și s-a... Doamne, de astea nu mă spune. Mi-a spus să chem advocatul, procurorul, acolo care și scrie și și spune despre dânsă. A spus în ce stare e? Da, în ce stare, el vorbea repede, era, cum se vede... Da. Deci el a încercat să se sinucidă. A vrut să-l vadă. Să dăi că... Între timp a luat cineva atitudine, a făcut vreo reacție? Nu, dacă el a sunat și n-a sunat nimeni, am sunat la... Malina. La omul care... Deci la omul? La omul care de siguranță. El e pe siguranță. La omul de siguranță am sunat. El mi-a spus că a să vie dimineața la ora 9. De domn Valeri. Am sunat la dreptul omului, domnul, prin jurnaliști. Au mai fost situații din astea când s-a făcut presiune asupra lui? Presiuni, da, la acolo a fost presiuni, a fost mari deschise prin telefon, chiar prin telefon ne-au sunat de acolo și deținuți. Asta deja în timp ce mergea ancheta, nu? Da, și până la anchetă și după ne-au sunat din partea lui Malina că se închidă, să nu... Deci se retragă plângerea? Da, se retragă plângerile, se retragă tot. El atunci era încă minor și nu avea dreptul asta, eu aveam dreptul să dau mai departe, eu aveam dreptul... Pentru că... Dar vă sunau pe dumneavoastră sau pe el? De mine. Minim mă sunau. Și ați depus? Numărul lui. 5 pași și am început să-mi sune. 5 pași la penitenciar am făcut și am început să-mi sune. La oameni străini. La procuratură ați depus plângeri pe da, asta? Da, la procuratură la Cacu, pe oameni la Chișinău, la procuratură. A fost cineva identificat? Din cei care vă sunau? Nu. Nu? Nu. Singur nu știem. Numerele închise. Față de decizia de azi, vreți? Nu prea eu, dar dacă la unul care fură o găină e de 6 ani, eu cred că nu se compară pentru un copil de 15 ani, salvat cu cizmele în cap soldățești. Dar cine dintre ei anume a aplicat tortura asupra fiului? Toți odată. Vă gândiți-vă, eu peste 15 minute după ce i-au bătut, eu am fost în întrevedere. Când l-am văzut în ce stare, arată roșu, pete roșu, încă nu doveți să-mi venițească. Da, expertiză medico-legală s-a făcut la timp? Nu la timp, s-a făcut peste câteva zile, atunci a fost cam vinerea, ori joia, s-a făcut tot 2 săptămâni. Nu ne-a dat voie, eu m-a rugat la Malina să-l ducă să-i treacă rengheniu, să vadă ce e rupt în trânsul, el ne-a spus că să iau taxiul și să-l duc cu taxiul. Chiar dacă el era internat în penitenciar. Da. Noi nu avem transport, nu știu să caut taxi și duc. Și a mai fost soluționat problema sau nu? Eu am spus atunci, tot la dumneavoastră. Se pare că am spus. Dar nu s-a mai... Nici nici în ziua de azi nu a fost la rengheni. Nu l-a dus nici în ziua de azi. Cât timp a trecut de la acea? O 2 ani, da. Între timp, aici, în penitenciarul ăsta? În penitenciarul ăsta, cum e? E cum? Tot nu îl împiedică. L-a luat, îl țin singur în cameră. De cât timp e singur în cameră? Are, dăm câteva luni. De când e singur el în cameră. Păi dreptul ăsta nu-i, nici în Rusia că m-a interesat, pentru că să nu se sinucidă, să nu se este, trebuie să stai cu cineva. Ei, lor i-a spus, el atingeșa mult la grevă, pentru că el ne-a spus că ies la grevă zăivlenie, el a fost la grevă. El a intrat în greva foamei? Da, el de... ieri dimineață trebuie să intre la grevă de foame. El a fost la grevă de foame, cu câteva zile șeful de aici a spus că să iasă, că a să-i dea om în loc, a să-i dea totul, l-a lișit din iunie, din întrevederi.
Îi dau altele, este tot din cauza asta la dosarul acesta. Până amul nu de, când, de când nu mai poți să aibă întrevederi? Din iunie, din începutul iunie. Amul l-au lișit și de perioadă, deci nu amul, dar cu o lună jumătate în urmă l-au lișit până în noiembrie. V-a dat un document înscris? Nu mi-a dat nimic, nici nu-mi sună, eu am venit cu... Dar cine v-a comunicat coletul, că nu ai voi? Când venim cu coletul aici, îmi spune eu că duceți la casă, el îi lișit. Nu spune, nici lui nu-i spune, nici nimeni. Dar cum vă numeți dumneavoastră? Catana Lazar. Lazar.